spun și n-am spus-o niciodată. Mărioara Sigartău este unul și din prietenii mei cu care tot timpul vorbim la telefon. Dovadă că de atunci, de la acel interviu, am rămas prieteni și cu tine și cu ea și este mare lucru să ai prieteni adevărați. Viorel, cum este cu prietenii adevărați pe acolo, prin Spania? Se înțeleg românii între ei? Da, se înțeleg. Până ajung la bani sau... Sunt toate tipurile de oameni. În fine, se înțeleg, nu pot să spun că nu. Dar vreau să spun că mai ales atunci la început, când mergea toată lumea în Spania, am simțit ajutorul prietenilor și consătenilor din sat care săreau să-mi caute de muncă, mă ajutau. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, pentru că a fost greu la început. Nești în limba, te adaptai cum puteai și prin relații, prin cunoștințe, găseai de muncă, dar numai așa. Și mulțumesc prietenilor că m-au ajutat, mulțumesc surorii mele care m-au ajutat să merg acolo. Și... și sorata ei și acum acolo? Sigur, da. Sora mea e încă acolo, cu familia, cu două fetițe care le are, deocamdată. Pentru că ți-am spus că o să se uite și părintele la emisiune. Sigur că și pentru că tu ai început să cânți în strană. Da, eu am început de mic să cânt în strană. Te provoc să ne cânți și nouă câteva strofe dintr-o priceaznă de acolo, de la Greaș. Așa, ops. Iisuse veșnic călător, prin lumea de păcate, tu bați străină și iubitor la ușile necuiate. Nimic tu nu ceri nimănui, când bați și aștept să vină, ci vrei să lași în casa lui din pacea ta divină. Ai vrea din viața ta să-i dai, căci viața lui e moartă, dar el nu vrea, tu plângi și stai afară lângă poartă. Tu, Domnul dragostei, ai sta pe veci de veci cu dânesul, dar el nu vrea, tu plângi și stai, și stând te scapă plânesul. Eram copil când te-am văzut la poarta mea străine, și să-ți deschidai tot bătut, să intri și la mine. Dar lumea mi spune să nu vin, că viața ta e amară, am vreme colo mai târziu și te-am lăsat afară. De-atunci trecură ani și rag, din viața mea amărâtă, tu tot ai plâns, străine drag, la poarta zăvorâtă. Târziu te-am auzit din nou chemarea ta duioasă, în ceată stină să un ecou, o lasă-mă în casă. O lasă în suflet să-ți străbat cu pacea mea cerească, cât cerul lungă și marea-n lat nu pot să-ți dăruiască. Dar lumea mi spune să te las afară și astă dată, tu tot la ușă ai rămas și ușa e necuiată. Tu tot la ușă ai rămas
și ușa e necuiată. Mulțumim, Viorel. Sperăm să ne deschidem cu toții ușa inimii, să avem o cheie așa de aur cu care să-L primim pe Iisus. Avem un nou telefon. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Eu vreau să felicit invitații tăi, Menuț. Să rămână, doamna Emilia! Bună seara, deoarece întotdeauna eu am fost alături de Tudorica și în această seară mi-a spus ieri că este invitată la această frumoasă seară folclorică la ASTV. Bună seara, doamna Emilia! Bună seara, Tudorica! Și vreau să-i doresc succes, mă bucur Mulțumesc. Că n-am uitat. Întotdeauna când vine în țară, mă întreabă, doamna Emilia, ceva pe unde să putem merge la cântat este? Este și este promptă și a fost întotdeauna un solist serios, pe care nu mulți dintre soliștii fac acest gest și datorită acestui fapt, ea probabil se și menține și poate să meargă înainte, indiferent unde se află. Felicitări, Tudorica! Mulțumim foarte mult! Și ce pot să vă spun? Succes și la emisiuni, la Menuț. Mulțumim! La echipa ASTV cu care lucrați și, nu în ultimul rând, toți invitații pe care îi inviți să meargă înainte, pentru că este un lucru pe care ni l-au lăsat strămoșii noștri și trebuie să-l menținem. Mulțumim pentru telefon! Succes! Sărumâna, a fost interpreta Emilia Popdeac, un om de mare caracter, deosebit, un om cu care am colaborat amândoi de-a lungul timpului și care este mereu alături de emisiunile noastre. Vă mulțumim încă o dată! Acolo mai cântați așa pricezne pe la biserică sau? Da! Mergeți la biserică? Este preot român? Este preot român, este la Madrid, este în Arganda del Rey. Este acum aproape în toate orașele așa mai mari. Din păcate, eu acum nu prea am putut să trec pe la biserică, pentru că munca îmi permite mai puțin, dar când pot, merg. Și de fiecare dată când merg, ascult priceznele care le cântă corul din Arganda, un cor extraordinar de frumos, cântă extraordinar de frumos. Avem un telefon. Alo? Bună seara! Bună seara! Vreau să îi spun la Tudorica bine a venit în țară. Aș vrea să-mi întreb dacă știe cine sună. Nu. Are emoții acum și o surpriză. Nu știu. Dacă îmi spui o literă... M-C. Mariana? Condea. Mariana Condea. Mariana, vai, nici eu nu... Mulțumim, dacă Mariana. Ai văzut Mariana, am început înainte de emisiune cu o piesă în care ai fost și tu. Nu am văzut. N-ai văzut. De ce nu te-am dat în casă și am deschis televizorul pe postul local. Și aș vrea să ne întâlnim, Mariana. Da, să nu sun. Am văzut că nu m-ai sunat. Eu am pierdut numărul tău de telefon. Eu nu l-am atât de lung. Amândouă v-a schimbat între timp telefonul, dar fac eu legătura. Da, după punctul de legătură o să fie legătura. Venuț. Da. Și vreau să-i doresc la Tudorica mult succes peste tot pe unde umblă. La fel îți doresc și eu. Ce-mi dorești tu mie? Mulțumesc. Și mă bucur că te văd așa sănătoasă, așa cum te cunosc. Și aș vrea să ne întâlnim. Și eu mulțumesc, Mariana. Mariana, voi ați pornit pe undeva împreună pe acest drum al folclorului. Da, dar drumurile ne-au cam despărțit. Soarta. Soarta ne desparte, dar soarta ne poate și apropia din nou. Și multă sănătate de la părinții mei. Mulțumesc, la fel le doresc și eu. Îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Și succes la emisiune. Mulțumesc. O seară frumoasă, toate cele bune. Mariana Condrea, ea a fost prezentă în studio la noi cu corul bisericilor ortodoxe de la ea din localitate înainte de Paști. A ieșit o emisiune frumoasă, se ocupă de viața culturală în comuna ei, ceea ce este mare lucru. Cor al bisericii este la Greaj, nu, numai diacu cu... Diacu și sunt câteva persoane care mai cântă. Integrare și mai urcă în strană. Tata. Îl ajută și persoanele mai vârste, femeile de acolo. Are sprijin. Destul de mult. Vai de lin, vai de pe linii, mai tristă piesa asta? Sau... Sigur că da, piesa asta am făcut-o
așa, ca să-mi alin puțin dorul de țară și pentru toți cei care sunt.